Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine venit în arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Da, nu renunțăm niciodată. Astăzi ar urma să fie dat verdict în procesul colectiv. Sunt aproape 3 luni de când se dezbate. Da, astăzi de când au anunțat prima oară judecătorii că urmează să dea sentința definitivă. Asta aș spune. Astăzi ar trebui din nou să se dea sentința definitivă. Din nou, de 3 luni, da. Ar fi, dacă se mai amână încă o dată, ar fi a patra amânare. Prima instanță a fixat o pedeapsă de 112 ani pentru cei 12 inculpați. Asta e titlul de astăzi al Libertății. Ce mi se pare că nu s-a vorbit deloc este extraordinarul factor de demotivare pe care l-a reprezentat de această amânare încă de la începutul procesului. Adică deja sunt 6 ani de când DNA de Pirdera a trimis în judecată pe primarul Piedone. Și cumva această amânare e de fapt amânarea sau neluarea la cunoștință a constatării că noi am eșuat la nivelul colectivului nostru uman, colectivului cu cămare, da? Și convine cumva multora să se spună că de fapt de la noi comunitatea a dispărut sau nu s-a mai întors niciodată. Și cred că mai e ceva important, da? Vlad, m-aș opri ca să te întreb totuși pentru tine, ce reprezintă această amânare? Ce reprezintă cei 6 ani? Cum te gândești acum, după 6 ani și jumătate, iată, la colectiv? Bun, mulțumesc de întrebare. Acum, aici sunt mai multe chestiuni. În primul rând, da, sunt de acord că este un factor demotivant faptul că se așteaptă atâta timp o decizie a justiției. Dar, pe de altă parte, în sistemul nostru juridic, care nu e doar al nostru, e în mai multe țări europene, justiția lucrează într-un anumit ritm. Și el nu cred că poate fi grăbit sau n-ar trebui să fie grăbit prin presiuni publice, că justiția expedientă nu este niciodată o idee bună. Poate că ar fi nevoie, într-adevăr, de o reformă a justiției făcută cu mult cap sau de o aducere a ei mai în modernitate, astfel încât să poată da decizii mai repede. Ăsta ar fi un lucru bun și cred că ar fi în interesul societății. Dar așa cum e justiția organizată acum, așa funcționează ea. Doi, noi doi, Cătălin, suntem jurnaliști. Sigur, tu ești jurnalist de investigații, eu mai mult de infotainment în ultima perioadă. Deci pentru noi astfel de evenimente au un alt fel de, nu i-aș spune neapărat impact, dar noi vedem cumva altfel lucrurile, pentru că încercăm să punem în context, să înțelegem efectele profunde ale unui astfel de eveniment traumatic la nivel național, cum a fost dezastrul, tragedia, cumplita tragedie de la colectiv. Dar cred că ce s-a întâmplat acolo a influențat profund societatea noastră și chiar dacă lucrurile ni se pare că nu se văd, eu cred că ele se văd și cred că societatea s-a schimbat. Și suntem altfel acum, pentru că am înțeles mai bine care sunt consecințele sau care pot fi consecințele corupției, a delăsării, a minciunii perpetuate la nivelul administrației. Și nu numai, pentru că după aceea a urmat scandalul Hexifarma, care ne-a arătat multe alte lucruri. Că lucrurile nu se schimbă de repede precum vrem, da, și aici este adevărat, dar nu cred că țara mai e aceeași ca în urmă cu cât? 7 ani deja? 6 ani? Mă rog. Stimați ascultători, că m-au răpit pe mine și m-au făcut din optimist pesimist, știam. Dacă l-au răpit pe Vlad și l-au făcut din pesimist, optimist. Asta știam. Clipește dacă nu ești tu cel care ești atât de optimist în legătură cu schimbarea țării. Să facem o paranteză, Cătălin și cu mine ne știm din anii 90. Și am avut această... De la început, exact, această postură. Eu eram optimist, tu era pesimist. Eu eram, și am păstrat o consecvență foarte mulți ani și astăzi suntem cumva poziționați diferit. Mie mi se pare că mai e ceva, vreau să spun că mai e ceva, că inamicii acestui mod de gândire noi, de pildă, da, jurnaliștii, dar nu numai,
cum sunt ei portretizați până la urmă? Noi suntem portretizați drept vânduții Occidentului, să zicem, nu? Oamenii care tot vorbim despre faptul că în Occident e altfel și că România se poate schimba și poate ajunge la niște standarde care nu știu, să... cine ne portretizează... Să viața oamenilor mai bună, cine până la urmă, nu? Cine portretizează ca vânduții Occidentului? Cine? Nu știu, de cine? La... Cum cine? Trolii kremliniști? Nu știu... Nu numai, nu numai. Deci un segment serios din clasa politică și nu numai, care se opune ideii de... Și care, foarte interesant, mie mi se pare că pentru mulți dintre oamenii din clasa politică și nu numai, inamicul, de fapt, este reprezentat generic vorbind, nu pentru că a început acum războiul, de țările și de valorile din vest, care nu sunt... așa cum susțin politicienii populiști sau populiștii înșiși, dar numai politicienii mai bune decât România. Și mi se pare cumva că, de fapt, cazul ăsta colectiv chiar a strâns acest fenomen în el, l-a adunat. Că, și anume, domne, până la urmă asta e, facem și noi ce putem, oricum nu avem multe șanse, până la urmă, nu suntem noi de vină pentru prea multe lucruri, asta e, au murit, au să asculte rock. În general, tăceți și dacă nu tăceți, atunci veți fi discriminați și stigmatizați că oricum nu sunteți voi mai buni decât alții și nici Occidentul nu e așa. Eu cred că, de fapt, fix pe resemnarea asta, de exemplu, a mizat Putin, ca să vin la zi, da, încă o dată la zi. Fix pe ideea asta că este o asemenea xenofobie și un mod de a gândi împotriva valorilor pentru care noi înșine toți, până la urmă, toate generațiile de români, nu doar o parte a electoratului, s-au zbătut în ultimii 30 de ani, încât, de fapt, de ce ne enervează, sau de ce enervează pe acești oameni foarte mult tot ceea ce se întâmplă, inclusiv că ce, oamenii spun, haide să se rezolve cazurile, că sunt vinovați, că nu sunt vinovați, nu pune nimeni să se dea pedepse, să se pronunțe judecătorii. Da, asta cerem până la urmă, nu? Și e legitim lucrul ăsta. Pentru că, de fapt, toată această poveste ne amintește prea mult că, de fapt, noi în societatea postcomunistă nu ne-am schimbat, nu ne-am mișcat prea tare. N-am evoluat cum ne-am fi dorit să evoluăm. Și atunci se pune tot timpul capacul pe oală. Bun, vom vedea ce se va întâmpla azi, veți ține voi pe ascultători la și colegii voștri aici, în actualitate. Aici, Cătălin, aș vrea să te întrerup, pentru că, uite, agenția News.ro transmite că pronunțarea a fost amânată deja pentru data de 12 mai. Deci Curtea de Apel a amânat iar sentința definitivă în dosarul colectiv pentru data de 12 mai. Este o nouă... Păi până atunci are loc și parada pe nouă, nu? De la Moscova? Da, știi ce? Aici, dacă mai dai voie să îți mai mutilezi intervenția cu un comentariu... Mai ia din pesimist, te rog. Da, păi aș spune așa, știi că nouă democrația ne dă acest drept să fim cârcotași și nemulțumiți și să ne strâmbăm și să criticăm și să spunem că lucrurile nu merg cum trebuie și ce porcăria asta și ar putea să miște mai repede. Dar avem această posibilitate și acest drept. Ba, chiar în calitate de cetățeni, de membri ai cetății, avem și obligația să monitorizăm cum funcționează lucrurile și să criticăm și să spunem ce trebuie făcut sau ce credem noi că ar trebui făcut să meargă mai bine. În acest timp, asta nu poate fi o justificare pentru susținerea unei dictaturi sau unui regim totalitar sau autoritarist, pentru că acolo nu mai poți. Adică acolo, dacă deschizi gura, ajungi în gulag. Da? Deci trebuie să fii tâmpit ca fiind într-o democrație să spui că democrația nu este bună și e mai bună dictatura. Părerea mea. Fără discuție. Și ca să încheiem așa cum am început și cum am început melodia dinainte de arena, nu renunțăm niciodată. Vorba ta, măcar suntem într-o democrație, ceea ce e fundamental pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.